Lez articlă defini, e an defini. Articolele hotărâte și nehotărâte. Exercis. Exercițiu. Completele completează propozițiile par an cu an, iun, de, u, sau, le, la, el apostrof, le. Dans chambre, De Nicolas, il y a lit, armoire et étagère. Il y a aussi petit bureau avec livre, cahier, trousse, avec crayon et agenda. Il prend le livre de français, ouvre cahier et fait son devoir exercices sont difficiles. Il aime français, mais il déteste maths et chimie. Il finit vite, puis il allume ordinateur. Vous observez, mes amis, observas Priete, que vous avez déjà entre parenthèses le genre des substantifs. aveți deja în paranteze genul substantivelor. Avant de rezolvat l'exercice, înainte de a rezolva exercițiul, je vă propos de nu vă propun să ne amintim le form des articles defini et defini, formele articolului hotărât și articolului nehotărât pur l'article articlă defini pentru articolul hotărât o féminin sangulie la feminin singular il y a de form. Există două forme. La, la e el apostrof. E el apostrof și el apostrof. Vă știți că cum utiliz el apostrof trebuie să știți că folosim el apostrof devant un substantiv ou un nom în fața unui substantiv qui commence par voiel ou h care începe cu vocală sau h mut. O masculin singulier, il y a toujours de formes. La masculin singular sunt tot două forme, le le-e el apostrof, e el apostrof și el apostrof. Un utiliz el apostrof, folosim el apostrof devant un substantiv ou un nom în fața unui substantiv. Chi commence, care începe, par voiel ou hașmie, cu vocală sau hașmut vous devez savoir, trebuie să știți, că avec l'article definit de masculin singulier, că cu articolul hotărât de masculin singular, le, le, un ecri la data în francez. Scriem data în franceză. Au pluriel, la plural, una un sol form. Avem o singură formă. Le. Le. Pur la articlă, am defini, pentru articolul nehotărât, o feminin sanguilie la feminin singular, ilia un sol form. Există o singură formă. Iun. Iun. O masculin singulier la masculin singular, ilia. Toujours une seule forme. C'est Se à tout toute au singular forme. En. En. Au pluriel, la plurale, une seule forme au singura forme. D. D. Complète les phrases par en, une, des, ou le, la, elle, apostrophe, les. Completează propozițiile cu an, iun, de, ou le la, el apostrof, le. Dan la chambre de Nicola, dan la chambre de Nicola, în camera lui Nicola sau în camera lui Nicolae, Ilia în li, Ilia în li se află un pat, une armoir, une armoir, un dulap, e, vous observez, mes amis, și observați, prieteni, ca în francez, ca în franceză, armoar e de feminin. Armoire, dulap, este de feminin. E et un etager, e un etager și o etajeră. Il y a aussi un petit bureau, se află de asemenea un mic birou, avec de livre, avec de livre, cu cărți, eu una i utilize de și l-am folosit pe de, car, le substantiv livre, deoarece substantivul livre, cărți, e o pluriel, este la plural. Decaie, decaie, caiete, iun trus, o trusă, avec de creion, cu creioane, e un agenda, e un agenda și si, o agenda. Il prend le livre de français, il prend le livre de français, il y a cartea de franceză, ouvre le cahier, ouvre le cahier, deschide caietul, e fait son devoir, e fait son devoir și si, își face tema sau și face tema lui, tema sa. Atenție, mes amis, atenție, prieteni, le substantiv devoir, substantivul devoir, temă, e de masculin în franceză. Este de masculin în franceză. Les exercices sunt faciles. Les exercices sunt faciles. Exercițiile sunt ușoare un a utilisé le de pluriel, l-am folosit pe le de plural, l'article definit, articolul hotărât, car le substantiv exercice est au pluriel, deoarece substantivul exercis, exerciții, este la plural. Pourquoi le e pa de? De ce le și nu de? Pourquoi articolul definit e pas articolul indefinit, de ce hotărâtul și nu nehotărâtul? L'explication e simplă. Explicația este simplă. Car le substantif est articulé în român. Deoarece substantivul este articulat în română. Exercițiile sunt ușoare. Când le substantif est articulé. Când substantivul este articulat, unde o utilize l'articlă definit. Folosim articolul hotărât. me attention, mes amis, dar atenție, prieteni, vous pouvez avoir préposition, puteți să aveți prepoziție, e substantif qui și substantiv care nu este articulat. E même comme ça, și chiar și așa, vous devez utiliser l'article definit trebuie să folosiți articolul hotărât. Par exemplu, si je di, de exemplu, dacă spun „un roman, un română, pe bancă, pe bancă, je dois dire en français sur le pupitre, sur le pupitre. Même si bancă en roman ne pas articulé, chiar dacă bancă în română nu este articulat. Pourquoi? De ce? Pars că je la prepozițion sur, pentru că am prepoziția sur. Il aime le français. Il aime le français. Lui îi place franceza sau el iubește franceza. Mais, dar, il detest le mat. Il detest le mat. Detestă, urăște, matematica. Et attention, mes amis, și atenție, prieteni, le mat se de pluriel en français. Matematică sau matematica este de plural în franceză. Un di le mat, le mat, matematica. E la chimie. E la chimie și chimia. Il fini vit, il fini vit, el termină repede, puis, puis, apoi, il allume, il allume, el aprinde, sau el deschide l'ordinator, l'ordinator, computerul, calculatorul. Merci d'avoir regardé de la video. Mulțumesc pentru că v-ați uitat de la video. Nu uitați să vă abonați gratuit. Nu uitați să vă abonați gratuit. A la chaîne. La canalul lui français avec Gabriel, franceza cu Gabriela. Abianto, pe curând.